Nibiru este o presupusă planetă despre care unii cred că se va ciocni cu Pământul în viitorul apropiat. Ea a fost asociată cu diverse predicții apocaliptice, dar nu există dovezi științifice care să ateste existența ei. Nibiru, cunoscută și sub numele de Planeta X sau Planeta Mântuirii, este o planetă fictivă care a fost inventată de cercetătorul Zaharia Sitchkin în 1976. El a prezentat teoria conform căreia această planetă se va intersecta cu Pământul într-un viitor nu foarte îndepărtat, provocând schimbări importante asupra mediului și vieții de pe Terra. Nibiru este un termen preluat din textele sumeriene antice, despre care unii cred că se referă la o planetă necunoscută. Aceasta a fost asociată cu diverse predicții apocaliptice și teorii ale conspirației încă din anii 90, dar nu există dovezi ale existenței sale sau ale faptului că se va ciocni cu Pământul în viitorul apropiat. Ce spuneau textele sumeriene cu privire la Nibiru? Textele sumeriene se referă la Nibiru ca fiind o planetă care orbitează în jurul Soarelui la fiecare 3600 de ani și este asociată cu mari distrugeri. Cea mai spectaculoasă teorie cu privire la Nibiru este aceea că va provoca un eveniment catastrofal pe Pământ în viitorul apropiat, cum ar fi impactul cu un asteroid sau schimbarea polilor. Oamenii de știință au dezmințit aceste afirmații ca fiind pseudoștiință, menționând că un astfel de eveniment ar fi ușor de observat până acum dacă ar fi real. Există totuși o planetă X. La sfârșitul secolului XIX, mulți astronomi au făcut speculații despre existența unei planete dincolo de Neptun. Descoperirea planetei de Neptun a rezultat ca urmare a unor calculare matematicienilor pentru a explica discrepanțele între orbitele calculate și cele observate ale planetelor Uranus, Saturn și Jupiter. După descoperirea planetei Neptun, au rămas totuși mici discrepanțe ale acestor orbite, precum și ale orbitei planetei Neptun, care au generat ideea existenței planetei X, numită astfel de Provincial Lowell. Sondele spațiale Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 și 2 au demonstrat inexistența planetei X așa cum este prevăzută de Lowell. În primul rând, acestea au determinat mult mai precis masa planetelor pe lângă care au trecut, iar conform acestor mase, discrepanțele în orbitele planetelor au dispărut. Într-un studiu publicat recent, astronomii spanioli Carlos și Raul de Fuente Marcos susțin că ar putea exista totuși cel puțin două planete dincolo de Pluto. Una dintre ele ar putea avea o masă între cea a planetelor Marte și Saturn și orbitează la 200 de ani lumină, iar cea de-a doua ar putea fi de 10 ori mai mare decât Terra și aflată la o distanță de 250 de ani lumină.